Așa, neața, dragilor! Ajunsărăm la Fulda. Hai să facem treabă. Așa. Hai, ne garăm la rampa 1. Așa. Așa. Așa un pic să ștergem asta, să se vadă mai bine. Că de la sare asta ce aruncă ăstea pe drumuri, se face o mâzgă de-aia urâtă. La naiba. Abia se și duce. Dacă nu dai cu ceva de șters geamurile, merge mai greu. Dar eu n-am acum. Dar ne descurcăm noi cum putem. Așa. Hello? Bun. Hai că e bine și la vară cald. Deci asta va fi tot de pe stânga, ca să înțeleagă fiecare cum se face toată meșcheria. Deci se merge de obicei cam de regulă până la jumătatea remorcii, da? Cu locul unde ne garăm, după care luăm dreapta. Punem așa în unghi de 45 de grade, cum ar veni, măsurabil cu locul de, deci cam așa ceva. Da? Să zicem 45 de grade cu locul de garare. Așa. După care începe manevra. Sper să se vadă, dragilor, mai bine. Hai să încerc să fac și o țară lumină aici în cabină. Cu dreapta, bineînțeles, da? Luăm dreapta ca să meargă spatele în stânga. Acum începem să luăm invers, finuț. Deci, indicat ar fi ca aceste manevre să se facă timpul mersului, deci nu pe loc, ca să nu apară urăcioșii să-mi explice că se strică cauciucurile. Eu știu și încerc să vă explic ca pentru început, da? Deci finuț, luăm stânga, finuț, deci începem să o acoperim iară, ne oprim. Acum trebuie să o vâr mai înspre stânga. Da? Deci tot la stânga. Automat iau dreapta de volan și o vedeți cum merge spre stânga. Atenție la oglinda lui colegul, ne oprim. Mișcările trebuie să fie câte un pic, nici de cum cu grabă. Luăm stânga de volan și începem să ne dăm după dânsa. Ne avem grijă la oglinda lui colegul. Așa. 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 Bun, acum ne uităm în oglindă, da? Suntem binișor. Nu bași bine, dar binișor. Acum o las. Hai ca să vă arăt mai bine. Deci, acum sunt perfect liniar. Oamenii trebuie să meargă spatele mai în dreapta.
Dar ca să nu am niciun risc vis-a-vis de oglinda colegului, automat eu ar trebui să iau volan stânga, se înclină remorca înspre oglinda colegului și risc să-i ating. Și atunci, cel mai simplu, o luăm în față, da? Cu dreapta, frumos, nu foarte brusc, la distanța asta mă refer, dacă cumva sunteți în așa o situație, nu foarte brusc, pentru că riscați să o agățați când luați în față, dreapta, după cum observați, cabina merge în dreapta, remorca, partea frontală rămâne înspre stânga, o idee, și spatele se va vira ulterior și riscați să agățați. Deci foarte finuț și revenim, da? Tot timpul să vedeți. Ia uite că se vede, o să fie așa la milimetru cum ar veni, de oglinda lui colegul. Pacul stânga, dreapta, acum iară dreapta. Și acum avem spațiu de manevră. Luăm stânga, ca să împingem remorca în dreapta, între linii. Destul, luăm înapoi, luăm dreapta, vedem linia și mergem direct înspre ea până vedem axa a doua pe linie. Eu o să o fac acum din intuiție. Așa. Și acum vin înapoi. Finuț. Da? Câte un pic. Câte un pic. Câte un pic. Câte un pic. Așa. Ia uite, mai trebuie un pic invers. Mai un pic. Așa, și acum iar înapoi. Așa, ia uite. Mai trebuie un pic, că mă duc pe bordura aia. Deci mai trebuie un pic. Eu acum sunt concentrat să vă arăt toate minunile astea și de-aia mă mai zăpăcesc aici, că nu știu cum să țin camera asta ca lumea să vedeți și volanul și în oglinzi. Asta-i treaba. Aici se vede o laie. Așa. Acum ai. Exact cum trebuie. Cum a recomandat doctorul. Finuț. Să atingem rampa. Finuț, finuț. Așa e. Plan de mână. Scoatem din viteză. Punem motorul. Punem pe ciocane, că mergem la muncă. Da? Așa. Pe ciocane. Așa. Opa. Oh, că am uitat. Las că închid asta din cheie. Ia să vedem ce am făcut. E la linie, e perfectă. E laser, frate, uite. Exact cum recomandă doctor. V-am pupat, dragilor, numai bine.